Da, rău e în stânga, jumătate e în dreapta. Ambele sunt cu bandă roșie. Deci noi trebuie să urmăm traseul din dreapta. Ah, păi văd că scrie. Aici numărul la salvamont. Asta e important, 112. Asta la 1,5 m ajunge zăpada până la genunchi. Pârtie! Cum îi dau? Uite așa, vezi care sunt. Băiați, Jumalou! Elegant! Elegant, frumos! Frumos, dar scoate ursul din tine! Nu te dai mai nic! Bună! Salut, Jumalou! Mult, cum vă 5 ori! Măcar! Nu, nu mai este mult. Nu mai este mult. Și până o să luăm. De aici traseul se parte în două. Cruci roșii care e închis, așa au spus salvamontul și spre capal. Noi o să urmăm ăsta cu bandă roșie în continuare. Noi mergem spre vârf, nu? Da. Super. Ce mai ce facem aici? Facem că. Hai să ne bucurăm de soare. Ia uite ce are Andrei aici. Vă fac poftă. Ceapă roșie cu delicatese. Exact. Ce idee este? Ia să vedem. Cărnați de casă, nu? Cărnați de casă? Da. Da, vin să-ți iau și eu. Mi fac poftă. La ăștia care se uită la video. Fă-le, fă-le, că-mi trebuie. Nu-ți uita în camere, că te prindic. Băi, eu sunt sau. Te prindic, e greu. Ops. Până la urmă, nu-i pentru toată lumea muntele. Vedeți cum ne-a scumbat. Hai, acum, frate,
mă gândesc numai la el. Cerul arde în curcubeu, iar eu prin munți mereu. Rucsacul mă apasă greu, încurcit e curbul meu. Mă întorc și pașii trei. Spune ceva despre traseul ăsta Jumalor și... Este un traseu extraordinar. Având echipamentul potrivit, faci treaba. E vorba doar de determinare. Dacă vrei să-l faci, îl faci și o să ai mare plăcere după. Bun. Hai să mâncăm acum. Irachiu, mai mă întreb ceva de Irachiu?